Trupa tribut Metallica Masterpiece va susține pe 9 aprilie un concert în București. Trupa Masterpiece este prima formație tribut Metallica din România. După mai mult de 10 ani petrecuți în formula de 5 membri, cu apariții pe cele mai importante scene din România, trupa Masterpiece, fiind obligată de plecarea în străinătate a vocalului Andy Ghost, se regrupează și continuă în forță ca și quartet, vocea principală fiind preluată de către chitaristul Zabi Vințe. Trupa este alcătuită din membri cu o vastă experiență muzicală, fiecare cântând și în diferite trupe consacrate din țară. Încă de la început, formația s-a bucurat de succese obținute în concerte și festivaluri, atât în România cât și în Ungaria, unde în 2009 a susținut un turneu în colaborare cu trupa maghiară Nymphonia, tribut Nirvana. David Guetta începe anul 2022 cu o colaborare cu Morten, numită Permanence, care a debutat acum câteva zile și anume pe 7 ianuarie. David Guetta și Morten au tot făcut echipă în ultimii ani, cei doi înregistrând o sumedenie de hituri. Ultima colaborare datează din decembrie 2021 și se numește Alive Again. Cei doi sunt responsabili și cu un remix Future Reeve al marelui hit Titanium, semnat Sia și Guetta. În 2022, David se pregătește să fie headliner alături de Calvin Harris la festivalul Chelmsford, unde mai urcă pe scenă și Fatboy Slim, Carl Cox și mulți alții. Se va ține în Highlands Park, în Essex, Marea Britanie, între 2 și 4 iunie. At the core of the earth, it's too hot to breathe. Placebo a lansat o nouă piesă pe 10 ianuarie 2022, Try Better Next Time. Pare o melodie idealistă despre o lume reinventată, dar e de fapt o dojană la adresa umanității în starea sa actuală. Acest track este extras de pe viitorul album al formației Never Let Me Go, care va sosi pe 25 martie 2022. Try Better Next Time este al treilea single al formației de pe noul disc. Vine după Beautiful James, care a sunat puțin a vechiul Placebo, dar și Surrounded by Spice, care a avut un sound mai apropiat de ultimele albume. Așteptarea a fost lungă pentru fani care nu au mai primit un album complet nou din 2013 încoace. When I'm gone, I'm never really gone. Katy Perry este electrizantă și mai provocatoare ca oricând în noul ei videoclip, cel pentru piesa When I'm Gone, într-o serie de ținute care i-au pus în evidență silueta și formele, de la corsete inedite și până la costume și rochii mulate perfect, asortate cu cizme înalte, Katy arată spectaculos. When I'm Gone este prima colaborare a artistei în vârstă de 37 de ani cu DJ-ul Alesso. Regia clipului poartă semnătura lui Hannah Lux Davis, care s-a aflat la cârma clipurilor altor artiști celebri precum Ariana Grande, Demi Lovato, Miley Cyrus și Christina Aguilera.